Povestea se numește Iarna, dar nu cam povești. Și a fost scrisă de Andra Ioana Tăricianu, o fetiță mai mărișoară așa un pic, de 14 ani. Într-un sat destul de mic din sudul Poloniei, încă exista speranța și fericirea în sufletul locuitorilor. Amalia, o fată destul de firavă și simpatică, își ajuta mama în bucătărie când totul a început. Bun, am terminat și cozonacul, spuse mama Amaliei cu un zâmbet larg pe față, până să se întoarcă și să o vadă pe copilă stând nedumerită la geamul înghețat, holbându-se în gol. Ești bine? Ce s-a întâmplat? Ce? Răspunde ea de parcă a scos-o dintr-un fel de transă. Da, bineînțeles, sunt doar nerăbdătoare. Nu prea păreai. Mă rog, am terminat aici, poți să te duci în cameră. Ajuns în cameră, Amalia a aprins o lumânare încercând să se liniștească. Simțea că ceva nu e bine și mai târziu va realiza că avea dreptate, pentru că, în doar câteva momente, un vânt puternic venind de la fereastra rabatată i-a stins-o numai decât. O bezmă care i-a atras atenția și se așeza peste sat. Deja întuneric, e abia 2 după amiază. Se gândea fata încercând să caute răspunsuri, dar în zadar. A coborât spre părinții ei, care erau mai nedumeriți decât ea. Centrala și apa caldă nu mai funcționau. O fi vreun viscol, răspuse tatăl fetei. Nu, că ne-ar fi anunțat la știri, răspunse mama. Da, ai dreptate. Încercând să contacteze vecinii, au realizat că nu mai aveau nici semnal la telefon, așa că s-au dus direct la ei acasă. Au bătut din răsputeri la ușă până când în sfârșit cineva le-a răspuns. Bună! Aveți vreo idee ce se întâmplă? A întrebat tatăl Amaliei. Cine sunteți și ce vreți de la noi? Spuse o voce destul de îngrijorată din spatele ușii întredeschise. Suntem noi, familia Kowalski! Intrați repede până nu ajunge aici. Cine s-a... A încercat să întrebe Amalia, dar toți trei au fost trași înăuntru repede. Bun, de unde să încep? Ce credeți că se întâmplă? A întrebat Ian. Probabil vreun viscol? Oh, nu este viscol, ar fi prea drăguță să aducă viscol. Cine să aducă viscolul? Păi, voi chiar nu știți nimic? Nu? Știți cine e Krampus? Da! Nu e cel din povestea cu familia care și-a pierdut spiritul Crăciunului și a venit să-i tortureze? A spus Amalia. Ba da, el e. Acum imaginați-vă și mai rău. Crăiasa zăpezii. Stai, crăiasa zăpezii nu e o făptură fermecătoare și bună? Fermecătoare este, dar bună nu. Oricum, de ce ne spui asta? Sunt doar povești de speria copii obraznici. Problema este că nu-s doar povești. Se spune că pe vremea când zeii dormeau, exista o cutie a așa numitei Pandora. Ei bine, în ea se ascundeau toate ororile existente. Pandora ce s-a gândit să facă? A deschis-o, dar spre mirarea ei, acolo se afla și o femeie foarte frumoasă și încântătoare, Anne. Însă ea nu putea să părăsească cutia, cineva trebuia să ia locul. A fost foarte convingătoare încât Pandora, fără să-și dea seama, a făcut schimb de locuri cu ea. Odată liberă, a adus numai teroare când venea iarna. Zeii erau înfuriați, așa că au întemnițat-o în acest anotimp. Se mai spunea și că înainte să terorizeze oamenii, punea beznă asupra orașului și începea să cânte atât de fermăcător încât fura speranța tuturor, fără ca ei să-și dea seama, lăsând în urma ei persoane care se simțeau goale pe dinăuntru. Păi, și cum a evadat?
A întrebat Amalia plină de curiozitate. Păi, asta nu e sigur. Unii spun că... Dar nu a apucat să termine pentru că fata l-a întrerupt. Dar de ce le-a luat speranța? Păi, fără speranță, oamenii nu mai au niciun drumare. Și ce se întâmplă cu orașele pe care le lasă în urmă? Aici e problema. Nimeni nu știe, pur și simplu dispăreau. Dispăreau? Da, dar de data asta nimeni nu i-a mai răspuns fetei pentru că o voce splendidă se auzi de afară. Oh, nu! A ajuns deja! Puneți-vă astea în urechi! Repede, repede! Cu disperare, toți reușesc să-și pună dopurile în urechi, în afară de Ian, care în mai puțin de câteva secunde pur și simplu dispare. Amalia încremenește. O siluetă înaltă și rece îi privea de la fereastră. Nici bine n-a clipit că ambii părinți ai Amaliei au dispărut. Nimic nu e real! Trezește-te, Amalia! Nimic nu e real! Își tot spunea fata. Ba e cât se poate de real, spuse încă o voce în capul ei. Următorul lucru pe care și-l aduce aminte erau părinții ei. Când deschide ochii, vede milioane de fulgi care picau din cer. Dar ea nu-i privea de jos, ci plutea. Când aterizează, își vede reflecția într-o bucată de gheață. Devenise un mic fulg nesemnificativ dintr-o infinitate. Ei, dragilor, cam asta a fost povestea noastră. Și hai să vedem care este și învățătura, nu? Că fiecare poveste are și o învățătură. Păi învățătura este următoarea. Niciodată să nu-ți pierzi speranța, pentru că totul va fi bine. Ei, nici noi nu trebuie să ne pierdem speranța niciodată, pentru că sigur, totul va fi bine. Până la următoarea întâlnire cu voi, cu o poveste cel puțin la fel de frumoasă, Pufi vă pupă, vă iubește și vă roagă, dacă mai aveți povești frumoase, să le trimiteți pe adresa de mail poveștile lui Pufi@gmail.com. Și acum la revedere, până data viitoare, haide pa, 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 pa! Tum 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 t